E super frumos, distracție, ne place, apă curată, lume frumoasă, lume bună și am venit și venim, suntem clienți foarte vechi, venim an de an și ne place foarte mult, ne simțim bine, e super, super frumos, chiar ne place. Vă distrați aici? Da, normal, vă dați seama că ne distrăm, ne simțim bine, n-ar mai veni lumea, uitați câtă lume e. După cum vedeți, vremea este foarte bună, apa este caldă, avem foarte mulți turiști și datorită vremii și datorită ofertelor pe care noi le promovăm. De exemplu, la cazare avem camere la 2, 3, 4 margarete, la 5 nopți achitate oferim una gratuit pentru turiști. Îi întâmpinăm și cu produse tradiționale, avem foarte mulți turiști atât pe plan local și din afara localității, București, Ploiești, Constanța, Brăila. Și îi așteptăm cu mare drag la produsele pe care noi le promovăm anul acesta la restaurantul nostru. E foarte bine, am fost și înăuntru la spa și acolo e plăcut. Hotelul văd că e destul de curat, destul de frumos, cu aer condiționat pe partea care e soare mai mult. Apa e caldă? Apa e caldă, e bine. Pentru reumatism ați venit? Pentru afecțiuni? Nu, am venit doar 3 zile să văd, v-am zis că e prima dată când vin și vreau să văd chiar cum e și să mă hotărăsc pentru viitor să văd. Ce ați auzit de asta? N-am avut timp să discut cu multă lume, dar în orice caz, cred că e bună pentru reumatism. Plus tratament, că am văzut că sunt și cabinete pentru tratament, am înțeles? Are o concentrație destul de mare de sare. Aici au și un centru spa, o piscină cu apă dulce încălzită și saună uscată și saună umedă, dar pentru timpul de acum, pentru temperatura de acum, este indicat să stau mai mult aici. Apa este... Apa, da, la piscina cu apă sărată, pentru că este foarte bună pentru reumatism, pentru durerile de oase, dar după cum vedeți, sunt oameni de toate vârstele aici și copii, pentru că este foarte relaxant. Mă simt foarte bine. Da, vin foarte mulți bucureșteni, ploieșteni, pentru că stau de azi dimineața aici, nu mă îndur să plec, și tot aud. Cum e la Munteoru? E super. Cum e apa? Foarte caldă.